ne-am asumat ca la nivelul colectărilor la buget, prin instituțiile statului, cu preponderență prin ANAF, să asigurăm continuarea activității astfel încât să putem să avem o colectare cât mai eficientă. Începând cu luna iulie, devin obligatorii e-factura și radarul mărfurilor. Am discutat cu ministrul Finanțelor, am discutat cu șeful ANAF. Concentrăm toată atenția pe tot ceea ce înseamnă evaziunea fiscală.